și în acest clipuleț. Bine ați revenit pe canalul meu, eu sunt Valentina și astăzi vă invit la o nouă rețetă care sper să vă facă și pe voi să o preparați, pentru că este foarte, foarte gustoasă și abia aștept să vă împărtășesc. Este o rețetă proprie, inventată de mine, așa că dacă vreți să vedeți despre ce este vorba, rămâneți alături de mine. Astăzi voi prepara cartofi la cuptor. Aceștia sunt niște cartofi dulci americani. Unul l-am curățat deja, mi-au mai rămas doi de curățat, așa că aceștia îi pun deoparte și am să vă arăt ingredientele. Pentru cartofi am să folosesc pesmet. L-am pus în acest borcanaj ca să-mi fie mai simplu și să steie proaspăt, să nu se umezească acest ingredient curry. Bine. Sare, piper și ulei de măsline. Așa că eu voi începe să curăț cartofii, să-i spăl și să îi tai în bucățele. Deja unul l-am curățat, așa arată. Și am să pun în acest lighenaș. Așa că voi începe să curăț. Cum vedeți, am tăiat așa cum am reușit, pentru că ei sunt foarte greu de tăiat în felii. Așa, și aș vrea să vă zic câteva proprietăți al acestor cartofi minunați. Spre deosebire de cartofii albi, cel dulce este mai bogat în nutrienți. Are calciu, fier, magneziu, fosfor, zinc, vitamina E și o sursă importantă de beta-caroten. Apoi vitamina A și este un puternic antioxidant care dă culoare acestei legume. Este recomandat pentru bolnavii care suferă de diabet sau pentru cei care vor să se mențină la o silueta așa mai potrivită, pentru cei care vor să se ferească de constipație, balonare, etc. Deci acești cartofi sunt foarte sănătoși, așa că îi recomand din toată inima. Am să pun toate ingredientele și am să încep cu sarea. Am să presar așa, nu chiar foarte mult, pentru că ei sunt dulci și aș vrea să păstrez aroma cartofilor dulci. Apoi piper, iarăși nu foarte mult, așa pentru aromă. Apoi am să pun un pic de curry, dar am să iau ulei muriță, pesmet, cât mai mult, pentru că îmi doresc ca acești cartofi să fie foarte crocanți, gustoși. Crocanți la suprafață și interior, foarte puși. O să vedeți în final ce bine arată. Acest pesmet l-am cumpărat de la Kaufland.
foarte gustos. Și cred că am pus suficient. Și acum am să torn ulei de măsline. Da. Un picuț mai mult pentru că vreau să pătrundă așa și să se facă bine. Îi voi amesteca cu o paletă astfel încât toate condimentele se vor amesteca între ele. Deja miroase foarte bine. Puteți să puneți orice fel de condimente doriți, dar eu am preferat să le pun pe cele clasice. În afară de curry, care este un condiment exotic. Așa, cred că este suficient. Am să dau drumul la cuptor la 170 grade, sau chiar la 200 de grade, depinde cum doriți. Iar lângă acești cartofi minunați am să pun cârnăciorii aceștia de la Dulanu, care sunt foarte gustoși. Sunt de tradiție germană din Nuremberg. Sunt foarte, foarte, foarte buni acești cârnăciori. Îi recomand, cei care stați în Germania, vă recomand să îi cumpărați pentru că sunt foarte buni. Poate chiar deja știți despre ei. Așa, dar voi puteți să folosiți lângă acești cartofi și alt fel de carne. Carne gen friptură sau cârnăcior, de orice fel. Nu contează. Acest platou voi prepara salata, așa că am să vă spun ce anume folosesc pentru salată. Roșii cherry, le-am cumpărat de la Lidl, o lămâie, 2 avocado, ulei de măsline, sare și piper. Dragele mele, am terminat de gătit această minunată mâncărică și foarte gustoasă, după cum vedeți și după cum arată. Așa sunt cartofiorii dulci. Am presărat și un pic de parmesan, cârnăciorii foarte gustoși și salata mea preferată, avocado cu roșii cherry și pătrunjel. Am pus un pic de pătrunjel. Sper că v-a plăcut această rețetă, nu uitați să lăsați like-uri, astfel voi ști că v-a plăcut
Și nu uitați să vă abonați cei care n-ați făcut-o până acum. În pagina cu descriere am să las rețelele de socializare, mă veți găsi. Și ne vom vedea data viitoare cu o nouă rețetă. Vă pup!